Drumuri pe care nu s-a mai intervenit de 10 de ani intră în reabilitare în această vară. În total vor fi modernizate arterele din 30 de localități, printre care și drumul sudului, un tronson extrem de important pentru județul Dâmbovița. Se va lucra și în zona Petrești-Vișina pentru ca Victor Nae Guralivul din Consiliul Județean să fie bucuros, după cum spune șeful administrației județene Florin Popescu. În următoarea lună de zile, până la mijlocul lui august, vom lucra în circa 30 de localități în județul Dâmbovița. O treime din localitățile din județul Dâmbovița, Consiliul Județean va finanța lucrări de reabilitare de drumuri. Avem lucrări de întreținere pe care le-am finalizat la Nucet și începem în zona Ulmi, Pierșinar, Văcărești, Gurașuții, Produlești. Totodată s-au finalizat lucrările de întreținere în zona Vulcana Pandele, Vulcana Băi. Vom începe și lucrări în zona Odobești-Corbi Mari, în zona Valea Lungă-Vișinești, apoi la Ludești. Totodată ați văzut se lucrează în continuare și la linia de centura Târgoviște și la drumul sudului, lucrări care sunt finanțate cu bani europeni și drumul sudului cel puțin sperăm să-l închidem partea de lucrări care a fost licitată până la sfârșitul acestui an. Totodată vom intra cu lucrări în zona Lungulețul Poiana Românești. În total sunt peste 30 de localități unde vom intra în luna următoare. Vom merge împreună pe traseu și veți vedea și cum se lucrează și calitatea lucrărilor și ce este important, garanția. De asemenea, vom lucra și în zona Petrești-Vișina, ca să fie bucuros domnul Nae și fericit. Cel mai important este că garanția dată de constructor pentru drumurile modernizate este de până la 5 ani.